Dragi prieteni, iată-ne în sfârșit împreună, într-un weekend în care s-au întâmplat multe, de la campionatul mondial până la ziua lui Adrian Năstase, confirmarea lui Liviu Dragnea în PSD, reîntoarcerea în politică a lui Gabriel Oprea, victoria revendicată în alegerile din Turcia a lui Recep Tayyip Erdogan și multe alte lucruri interesante, dar sigur, între ele, actualitatea fotbalistică totuși primează, pentru că o cupă mondială se desfășoară odată la 4 ani. Sigur că din acest motiv suntem un pic mai interesați de ce se întâmplă pe stadioanele din Rusia decât în politica internă sau internațională, pe care sigur că o tratăm cu tot interesul, dar acesta fiind un pic mai discret decât de obicei. E bine, dat fiind faptul că s-a terminat astăzi etapa a doua a grupelor din Cupa Mondială, și de mâine încep meciurile ultimei etape din faza grupelor, câte 4 partide pe zi, luni, marți, miercuri și joi. Mâine se vor încheia grupele A și B, marți C și D, miercuri E și F, iar joi G și H. Vineri este zi de pauză, începând de sâmbătă au loc meciurile din optimile de finală, cu precizarea că primul meci în optimile de finală, sâmbătă după amiaza, undeva în jurul orei 16, ora României, va cuprinde probabil naționala Franței, care se întoarce să joace la Kazan împotriva echipei care se va clasa pe poziția a doua în grupa D. Da, evident, avem toate rezultatele, avem toate variantele posibile de calificare și așa că vom face un tur de orizont, practic minutul și scorul în fiecare dintre cele 8 grupe. În grupa A, unde deznodământul are loc mâine după amiază, partidele se desfășoară din ultima fază a grupelor de la aceeași oră. Atenție, se schimbă orele. Astăzi, odată cu partida de la ora 15, ora României, dintre Anglia și Panama, s-a terminat cu vizionarea meciurilor de la această oră. De aici înainte vor avea loc meciuri de luni până joi, inclusiv săptămâna viitoare, de la orele 17 și respectiv 21. Sunt 2 partide de la ora 17 și 2 de la ora 21. E bine, mâine se termină așadar meciurile din grupa A, unde sigur că se cunosc cele 2 echipe calificate, dar va fi un meci la Samara între Rusia și Uruguay pentru prima poziție în grupă. Uruguayul are nevoie de victorie pentru a câștiga această grupă. Dacă nu, va termina pe poziția a doua. Problema este, și e bine că se întâmplă așa, mâine la ora celor 2 jocuri din această grupă A, care se joacă de la ora 17, ora României, Rusia, Uruguay și respectiv Egipt, Arabia Saudită. Echipele care se vor califica, adică Rusia și Uruguay, nu-și cunosc adversarul în grupa B. Acestea urmă să tranșeze de la ora 21, cele 2 jocuri, Iran, Portugalia și Spania, Maroc. Deci bătălia este acolo, întrucât în prima grupă totul este tranșat, calificatele se cunosc. Rusia și Uruguay n-au anunțat deocamdată un meci de salon, dar un rezultat de egalitate sigur că nu le-ar complica viața în niciun fel, numai că, atenție, n-au de ce să facă egal. Pentru că sunt amândouă calificate, nu cunosc adversarii, între Spania, Portugalia și chiar Iran, nu știu cu cine vor juca, nu se cunosc nici măcar posibilitățile da, din grupa B, cine va termina pe locul întâi, cine pe locul al doilea, așa că probabil că mâine Rusia și Uruguay vor juca un meci deschis, fără mare miză, dar în orice caz gazdele încercând să termine grupa neînvinse și poate chiar cu o victorie care ar fi una de răsunet, în vedere că Uruguayul este o națiune puternică, n-am primit gol până acum la Cupa Mondială. În grupa B, spuneam, calculele sunt în felul următor. Spania întâlnește Marocul, care este eliminată matematic, dar care probabil nu se va preda, întrucât Hervé Renard, antrenorul francez al marocanilor, are ambiție. Marocul n-a jucat rău la acest campionat mondial și probabil că vrea să termine totuși cu fruntea sus. Probabil că îi va pune probleme Spaniei, care a dezamăgit crunt în meciul cu Iranul. A fost egalată, dar arbitrii au anulat golul, țineți minte. E bine, în celălalt meci, care va fi show-ul serii de mâine, singurul rezultat care contează în stabilirea
echipelor calificate pentru ziua de luni 25 iunie este meciul Portugalia-Iran. Portughezii au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a scăpa de iranieni. Însă aici sunt calcule multe și nu are sens să le facem pe toate, pentru că chiar și în cazul unui rezultat de egalitate, Iranul s-ar putea califica. Sigur, această situație este cea mai puțin probabilă, atunci ar trebui ca Spania să ia bătaie de la Maroc, să zicem, la două goluri diferență. Totuși, de notat un lucru extraordinar. În acest moment, la Cupa Mondială, în trei grupe, situația este identică în fruntea clasamentului, una dintre aceste trei grupe fiind chiar grupa B de care vorbeam, unde primele două clasate sunt la egalitate perfectă de puncte, care este primul criteriu, de diferență de goluri, adică de gol averaj, care este al doilea criteriu, de goluri marcate, care este al treilea criteriu, de rezultat direct, care este al patrulea criteriu, și în fine ajung la departajarea prin cartonașe galbene, care este al cincilea criteriu, înainte de tragerea la sorți, al șaselea și ultimul criteriu. Avem în momentul de față trei grupe unde situația este decisă momentan, așadar, la atribuirea cartonașelor galbene. Spania devansează Portugalia pentru că n-a primit decât un singur cartonaș galben în două meciuri. Echipa antrenată de Fernando Hierro. Portugalia este pe poziția a doua pentru că are mai multe cartonașe galbene decât Spania. Dar atenție, de ce este important? Întrucât aceste două echipe, dacă vor termina cu același rezultat ultima etapă, să zicem, fac amândouă 1-1. Spania cu Marocul, iar Portugalia cu Iranul. Portugalia poate să devanseze Spania dacă spaniolii primesc mai multe cartonașe galbene, să zicem, iau 4 galbene cu Marocul. Da? Fac 1-1. Portugalia nu ia niciun galben cu Marocul. Da? Și trece pe poziția întâi în această grupă, chiar dacă egalitatea perfectă se va menține și atunci. Bun, în grupa a treia, spuneam, partidele se vor juca în grupa C. Partidele se vor juca marți, Franța întâlnește Danemarca și aici blatul este convenabil ambelor echipe. Mult mai interesant blatul decât în grupa A, unde Rusia și Uruguay n-au nevoie de așa ceva, din motivele pe care le-am explicat. Și în primul rând acela că nu-și cunosc adversarul. Aici lucrurile sunt mai simple. Franța știe că dacă va pierde grupa, va juca împotriva Croației, care are 99% șanse să termine pe locul întâi în grupa D. Iar danezii știu că dacă pierd meciul cu francezii de pe Lujniki, la Moscova, atunci pot să fie depășiți de Australia dacă aceasta învinge cu 1-0 statul Peru. Nici Peru nu se va preda, evident. N-are de ce să-i facă jocurile Australia, asta este clar. Peru, care n-a mai fost la un campionat mondial în 1982, nu se va da la o parte, dar Australia poate să câștige, a marcat până acum două goluri din penalti, același Jedinak le-a transformat pe amândouă. Peru a dezamăgit cu Franța, n-are niciun gol marcat în două partide. Și ca să neutralizeze voluptatea acestei partide, sensurile ei, atunci francezii și danezii pot să o pună de un blat care califică ambele formații, Franța de pe primul loc, Danemarca de pe locul al doilea. În grupa D spuneam Croația 99% asigurată cu locul întâi, 100% calificată, însă Argentina a fost readusă în cărți după victoria Nigeriei 2-0 cu Islanda. Atacantul Musa, care joacă la CSKA Moscova, Ahmed Musa, a reușit o dublă. Islandezii au ratat 11 metri când erau conduși cu 2-0. În aceste condiții, Argentina are cele mai mari șanse de calificare, deși este ultima în grupă și n-a jucat nimic până acum. Dar vom merge pe ei cu aceste calcule ale hârtiei, că despre asta vorbim aici, până în ultima clipă, așa cum am mers și pe Polonia, până când astă seara a fost eliminată definitiv. Atenție, dacă Argentina învinge Nigeria cu 3 goluri diferență, putem să spunem că este calificată în proporție 99%, dacă învinge Nigeria cu 2 goluri diferență, atunci are iarăși mari șanse de calificare, pentru că avea 4 puncte golaveraj 3-4, iar Islanda ar trebui să bată Croația cu 2 goluri diferență. Da? Acolo se anticipează un blat. Croații se pot da la o parte, pentru că nu-i mai interesează, ei nu mai pot să piardă primul loc în grupă decât în condiții absolut rocambolești, în fața Nigeriei, nu în fața altei echipe. Deci e posibil ca acești croați să se dea la o parte, dar totuși nu știu dacă se vor umili, lăsa bătuți de Islanda cu un scor categoric. Deci islandezii sunt într-o situație destul de delicată,
întrucât sunt la mâna argentinienilor. Nu mai vorbim de Nigeria, bineînțeles, care dacă își câștigă meciul cu Argentina se califică automat. În cazul unui rezultat de egalitate între Nigeria și Argentina, de ce nu, atunci șansele Croației sunt destul de mari, în sensul în care Croația ar trebui să câștige tot la două goluri diferență, însă în fața Croației. Așa că puteți să faceți socotelile față de grupa D. Interesant aici, pentru că locul al doilea în această grupă va întâlni Franța în prima optime de finală la Kazan, sâmbăta viitoare. În grupa E, Brazilia și Elveția au 4 puncte. Brazilienii sunt deasupra la golaveraj. Serbia 3 puncte. Costa Rica niciun punct, eliminată matematic. Celelalte 3 echipe se bat încă pentru calificare. Brazilia joacă cu Serbia în ultimul meci. Are nevoie de un egal. Brazilia, Serbia a fost învinsă, după cum știți, în minutul 90 de Elveția. A fost 1 pauză, 2 final, singurul meci de acest gen până acum la Cupa Mondială. 2 albanezi, 2 kosovari, Ceaca și Shakiri, au marcat pentru Elveția, echipă mai experimentată, mai bună decât Serbia, în mod evident. Însă au câștigat în minutul 90, practic scoțându-i din joc pe Serbia. Aceștia nu mai au decât varianta victoriei. Serbia este matematic calificată dacă bate Brazilia în ultima rundă, dar asta ar elimina Brazilia într-o proporție covârșitoare, pentru că elvețienii n-au de îndeplinit decât o formalitate să câștige meciul cu Costa Rica. Nici n-au nevoie de victorie ca să se califice. Dacă sârbii nu-i bat pe brazilieni, elvețienii sunt calificați și la egal în fața central-americanilor. În grupa F, o dramă, evident, s-a bătut asupra noastră. Victoria pricinoasă a Germaniei ieri cu Suedia, într-un remake a ceea ce văzusem de când ne știm la Cupa Mondială, o Germanie lamentabilă, o Germanie destructurată, o Germanie în genunchi, o Germanie numai în izmene, a reușit să câștige minutul 95, readucând vorbele lui Lineker în actualitate, acela că fotbalul este un joc 11 contra 11, care se termină întotdeauna cu victoria Germaniei. Mă rog, asta mai pe scurt, așa, declarația lui a fost un pic mai lungă. O victorie, nu spun că n-a fost meritată, pentru că Suedia a refuzat să joace. Golul suedezilor marcat dintr-o întâmplare de amărâtul de Toivonen, atacant la Toulouse. Ce rușine să-ți marcheze un atacant de la o echipă desculță. Toulouse s-a salvat de la retrogradare în Ligue 1 după un dublu meci de baraj cu corsicanii de la Athletic Ajaccio. O catastrofă de echipă Toulouse, altfel s-a restructurat din temelii. Toată conducerea a fost demisă, inclusiv antrenorul Michael Debev a fost înlocuit, chiar dacă a salvat echipa. O catastrofă de formație. E bine, de acolo venea atacantul de bază al suedezilor, care au condus o bucată de vreme, au fost egalați de Royce la începutul reprizei a doua. Până la urmă, Germania a câștigat prin golul Toni Kroos în minutul 90 plus 5, 90 plus 6, după o lovitură liberă obținută de Timo Werner la marginea careului. Bine, situația în această grupă, Mexic 6 puncte, Germania și Suedia 3, Corea de Sud 0 puncte. Am înțeles că cei de la TVR s-au grăbit în impostura lor să-i condamne pe asiatici, nici vorbă. Corea de Sud se poate califica, fraților, destul de lejer. Bun, vorbim calculul hârtiei. Sigur, în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Corea de Sud pierzând până acum două partide și ne jucând fotbal. Dar în cazul unei victorii a sudcoreenilor contra Germaniei, atenție, Corea de Sud ar fi practic calificată. Acest lucru este sigur greu de realizat, pentru că în celălalt meci se întâlnesc Mexic și Suedia. Atenție, mexicanii n-au putut să profite de această victorie a Germaniei, întrucât dacă ei vor fi învinși de Suedia, deși sunt liderul grupei, Mexicul a câștigat cele două meciuri până acum, 1-0 cu Germania, 2-1 cu Corea de Sud, Mexicul este eliminată dacă e bătută de Suedia. Deci o grupă foarte interesantă, unde toate cele patru echipe se pot califica. Sigur, Mexicul are nevoie de un punct în partida cu Suedia ca să câștige obligatoriu grupa, egalul îi asigură 7 puncte și locul întâi, dar lucrurile sunt complicate aici. Sigur că naționala Germaniei, având în vedere că joacă cu Corea de Sud și a trecut prin ce a trecut, vă reamintesc, Germania era out de la Cupa Mondială la 1-1 în fața Suediei, întrucât în cazul în care rezultatul ar fi fost acesta, Mexicul făcea un egal de salon cu Suedia în ultima rundă și asta elimina automat
Germania, care n-ar fi avut decât un singur punct după două partide. Ar fi fost o dramă absolută, dar grupa era ușor de citit. Așa este complicat, pentru că inclusiv Coreea de Sud a revenit în cărți. În grupa G, Anglia și Belgia s-au calificat. Aici a fost un pogrom, practic, în sensul în care cele două echipe europene au marcat amândouă câte 8 boabe fața Tunisiei și statului Panama, aflată aceasta din urmă în premieră la Cupa Mondială. A marcat astăzi un gol împotriva Angliei la 6-0. Totuși nu va pleca de la Cupa Mondială fără nicio reușită. Toloi a înscris, probabil că va mai trece ceva vreme până când Panama va mai juca o Cupă Mondială. Atenție, Anglia și Belgia sunt fix la egalitate. 6 puncte, gol averaj 8-2. La toate categoriile, toate criteriile sunt la egalitate absolută. Mai puțin la numărul de cartonașe primite, unde Anglia devansează Belgia. 2 galbene pentru englezi, 3 pentru dracii roșii. În aceste condiții, Anglia deocamdată este pe prima poziție, dar cele două se vor întâlni joia viitoare, meci direct. În cazul unui rezultat de egalitate, nu este obligatoriu ca Anglia, care acum conduce, să fie pe locul întâi. Depinde câte cartonașe galbene primește. Anglia trebuie să primească cu 2 galbene mai mult decât Belgia, pentru ca Belgia să câștige grupa la egal. Dacă primește cu 1 mai mult, atunci are loc o tragere la sorți pentru stabilirea primului loc. Tunisia și Panama sunt matematic eliminate și vine grupa H, care s-a terminat acum câteva minute în această seară cu victoria Columbiei, 3-0 în fața Poloniei. Aceasta elimină Polonia în mod lamentabil, dar nu clarifică în rest foarte mult situația. Japonia este liderul grupei, întrucât la egalitate